alert în Frana, fost președinte Nicolas Sarkozy a fost reinut. Nicolas Sarkozy era audiat marci la sediul poliției judiciare, la Nanterre, în legătură cu suspiciuni de finanțare ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2017, dezvluie Le Monde sublinierei Mediapart, informații confirmate pentru Reuters, scrie Le Figaro. Le Monde precizează ce este prima oară când Nicolas Sarkozy este audiat în legătură cu acest subiect după deschiderea unei proceduri judiciare în aprilie 2017. Tot potrivit cotidianului francez, reținerea presubliniere dintelui ar putea să dureze până la 48 de ore. Sarkozy ar fi primit 5 milioane de euro de la apropiații ai fostului dictator din Libia, Gaddafi. Revenim cu detalii.